Pregătirile sunt în grafic la Timișoara, spun autoritățile, care au stabilit deja locurile de amplasare a secțiilor de vot și au făcut situația buletinelor și a materialelor care vor fi folosite în scrutinul din 10 iunie. În Timiș vor fi deschise 589 de secții de vot, dintre care 212 numai în Timișoara. Partea tehnică de ordine și de scriere acestor nume, prenume, e o problemă. Aici iarăși suntem într-un avans considerabil, astfel încât până la încheierea contractului pentru tipărire să avem absolut toate machetele, sper și aprobate de către Biroul Electoral Județean. În județ vor exista 2500 de cabine de vot. Alegătorii vor pune ștampila pe patru buletine. La fiecare secție va exista o urnă mobilă care se va deplasa la domiciliul celor care nu pot ajunge la secție. În total, reprezentanții prefecturii au comandat 2500 de ștampile și peste 660.000 de autocolante și sute de polițiști au fost mobilizați pentru a asigura paza pe toată durata alegerilor. Toți polițiștii din județul Timiș asigură tot ce înseamnă ordinea publică și monitorizarea modului în care se manifestă și se organizează partidele politice în această campanie electorală și dacă va fi cazul, ei vor fi în măsură să aplice sancțiuni. Ordinea va fi asigurată de polițiștii locali. Va exista un singur tur de scrutin, așa că în 10 iunie se vor decide câștigătorii alegerilor.